Parcurile capitalei s-au transformat duminică în spații pentru spectacole în aer liber după relaxarea restricțiilor epidemice. Dimineața a început cu sunete de fanfară în grădina publică Ștefan cel Mare și Sfânt, apoi spectatorii au fost invitați pe Aleea Pictorilor din Parcul Catedralei Mitropolitane, unde a fost organizat un concert cu participarea elevilor Școlii de Muzică Eugen Doga. În grădina publică Ștefan cel Mare și Sfânt a avut loc cea de-a 27-a ediție a concursului de muzică de fanfară. Sunt prezente 10 colective de fanfară, orchestre din municipiul Chișinău, din instituțiile de învățământ, ciclu primar, gimnazial și liceal. Scopul acestui eveniment este promovarea muzicii de fanfară în colectivele de copii. Dacă pentru spectatori evenimentul a fost o plăcere, pentru tinerii instrumentiști a fost un adevărat examen. Foarte mult, m-am străduit foarte mult ca să ajung aici. Am muncit foarte mult ca să depun tot. Stăteam la fanfară vreo 2-3 ori jumate. Îmi place mult la fanfară pentru că cântecele acestea îmi dau multe emoții. M-am pregătit foarte mult, mai ales că acesta a fost primul meu concert. Este cea mai mare, cea mai frumoasă zi din lume. Am repetat foarte mult. Chiar și în plus. Chiar mă bucur că sunt aici. Și învățătorii copiilor spun că pentru copii concertul de astăzi a fost unul deosebit. Un eveniment foarte important pentru copilași care s-au pregătit timp de un an zile, necătând la condițiile care sunt la ziua de astăzi, pe pandemie. Am lucrat mai mult individual. Totuși, pentru noi aceasta e o mare sărbătoare. Și spectatorii au fost încântați de spectacolul micuților. Este frumos și contribuie foarte mult la dezvoltarea copiilor. Ei își dau foarte mult stăruință și sunt foarte bucuroși că ies în public, că cineva îi apreciază, că cineva le bate din palme. Pe Aleea Pictorilor din capitală a răsunat muzica elevilor de la Școala de Muzică Eugen Doga. Maestrul Eugen Doga a fost prezent la eveniment. Mă vedeți în calitate de spectator obișnuit. Mă uit că niște de un purădel când câte la țambală, extraordinar de frumușel. Domeniul muzicii cere mult muncă, insistență, dragoste. Mult timp a fost aborțit acest sector. Și chiar parcul ăsta, eu nu cred că el a fost undeva alentat de acest de această atenție, de această muzică. Oamenii spun că le-a fost dor de concertele în aer liber. Am stat un an de zile, n-am avut nimica, acum este foarte, eu cred, în aer liber foarte bine. Este un concert minunat, în aer liber, în sfârșit un picuț avem posibilitate să stăm frămăști. Suficierii, concerte, relaxări, cât de cât așa, relativ, dar la natură spate.